E mult mai simplu în rural decât în urban. Dar de ce? Pentru că în urban, sau hai să începem cu rural. Deci în rural, deja foarte multe școli sunt extrem de bine făcute de către primari și fericit cu acest prilej. Sunt și școli care în momentul de fapt nu sunt tocmai cum trebuie, dar le vom urmări că trebuia din timp. Astea sunt făcute, astea nu sunt făcute. Adică sunt niște lucruri pe care în următoarea perioadă, după ce termin cu rețeaua școlară, le vom lua la mână. Și atunci, domnul primar îmi va reabilita o sală, o clasă, în așa fel încât o sală să fie pentru cantină, o sală să fie pentru bucătărie, o sală pentru cantină. Cu ce apoi? Ei, nu vreau să... Aici este, secretul. La care... Nu secretul. Proiectul la care lucrez. Și în paralel cu sala de mese, cantină, da, sau cum o numiți, nu faceți și WC-ul totuși? Păi eu zic că în momentul de față ne cam apropiem de finalizarea WC-urilor la Drăgălași, care sunt galbene ca lămâia prin spate pe acolo. Zic că sper că în 2 ani de zile, dacă ne ajută Dumnezeu, închidem subiectul ăsta. Și pentru sălile astea de mese, cantine, vă trebuie și rețeaua de apă potabilă. Sunt soluții. Și personal care trebuie. Sunt soluții. Dar dacă vă spun ce vreau să fac... Deci ați găsit soluții pentru asta. Bineînțeles că am găsit soluții. Am soluții. În 2021 o să fie toate... Deci, da. Deci în februarie ne apucăm de treabă. Vedem dacă mai râdeți așa și în 2021 când o să fim aici. Dar vreau să vă zic ce o să vă întrebăm. Vreau să vă spun... Mai țineți minte? Da, țin foarte bine minte. Vreau să vă zic ceva. Vom avea, dacă sunteți dispuși, vom avea de comun acord stabilit la ce perioadă facem conferințe de presă. Oricum vă anunț, ați văzut că m-am anunțat pe toată lumea. Deci, ca în principal, puneți... aveți nevoie de sprijinul Consiliului Județean ca să vă... Am nevoie de sprijinul tuturor autorităților locale. Punct! Punct! Și autorități locale înseamnă CJ, Primărie Brăila, parlamentari și așa mai departe. Dați pentru cei care o să asculte și nu știu foarte clar cam ce înseamnă after school. Explicați în câteva cuvinte, deci, ce o să se întâmple după ce copiii termină cursurile. Programul after school are două componente. Componenta educativă și, să zicem, componenta recreativă și de satisfacere unor probleme, nevoi personale. After school, profesorii vor desfășura ore după program, după finalizarea programului de cursuri în care se vor remedia cunoștințele pe care copiii nu le-au înțeles la nivelul școlii, iar acolo unde este cazul și unde se poate, va fi programul de masă caldă unde fiecare copil și îmi doresc foarte mult și fiecare profesor să aibă posibilitatea gratuită să servească masă. Înțeleg că după cursuri profesorii îi vor ajuta pe copii să-și facă și temele. Da. Și noua legislație care se va finaliza, mai bine, metodologia de aplicare a programului After School, în esență, în câteva cuvinte, ca să fie foarte clar și să nu mai fie lumea disperată de informații inutile și greșit aruncate, nu de presă, că am văzut că mai mult lumea vorbește, nu presa, că presa au fost destul de ponderată în afirmații, aceste ore de after school și conform legii vor intra în norma de bază a profesorului. Adică acolo unde profesorul are nevoie de 2 ore, acestea vor fi after school, 2 ore cu copiii, și va avea 18. Asta ține de calitatea, de fapt aici va fi o chestie foarte interesantă, de calitatea profesorului la clasă. Copiii își doresc să facă oră de after school cu domnul profesor ca să aprofundeze, ca să se ducă spre olimpiadă,
ca să înțeleagă mai bine, ca să se pregătească pentru examenul de evaluare națională, iar tu va trebui ca dascăl să știi să-l atragi.